șoferul drogat care a ucis doi tineri, știți, am vorbit la începutul emisiunii, a fost reținut pentru 24 de ore. Mâine va fi dus la judecătoria Mangalia, domnule general. Cum spuneam, ne așteptam cu toții să fie reținut acest individ. Va fi interesant de văzut și ce declară. Pentru că dacă ai avut în corp trei droguri diferite, au trecut, cred că, vreo 14 ore de când a vorbit cu polițiștii, să vezi ce s-a întâmplat acolo. E adevărat, trebuie să ținem cont și de ceea ce declară, dar faptele sunt clare. Și probele sunt clare, eu cred că se face în mod normal ceea ce trebuie. Domnule Spătaru, da. Concluzie, 30 de secunde. Cu siguranță justiția își va spune cuvântul. Aici vorbim de un caz cu totul și cu totul excepțional. Nu, faptul că s-a dat reținerea pe 24 de ore, cu siguranță această măsură, cred că va fi continuată. Iar, adică mă aștepta să fie arestat. Mă aștept să fie arestat, da. Pentru că e un caz cu Dar o să vedem, pentru că foarte interesant ce spunea și avocatul Abraham, că acea nouă lege care prevede arestul, despre care am discutat, în cazul în care ești prins drogat sau băut la volan și ai omorât oameni, să-ți dea cu executare, intră de la 1 ianuarie, vom vedea ce avocați... Dar aici vorbim doar de o clarificare, nu vorbim pentru că legea... Mulțumesc!